Dragii noștri prieteni, ne-am întors cu mare, mare bucurie la Runcu, în județul Gorj, acasă, la Dodo Lătărețu, Constantin Lătărețu, cum îl știți toți, pentru că greul prindem aici, în zona. A venit acum câteva zile și gata, ne-am și repezit să gătim ceva bun. Doru, mă bucur că v-ați întors cu drag la mine acasă, pentru că știi foarte bine, întotdeauna când mă întâlnesc cu telespectatorii, și ce spun? Bă, Duduță, cu Doru mai faci și voi ceva vreo emisiune? Da, zic, da, iată. Las că la momentul oportun. Mulțumesc din suflet. Și iată se întâmplă. Și bine prietenul Mircea de la Târgu Jiu, care a venit și o să gătească ceva cu totul și cu totul special, o să aflați imediat. Mircea Moșu. Mircea Moșu. Moșu meu. Mircea e moșul copiilor, ca să nu se confundă. Putem, adică să... Nu poate să fie atât de bătrân să fie moșule, moșul. Ce tânăr ești, să spun. Exact, și a venit pregătit, îmbrăcat frumos în bucătar, da? Și înainte de a începe să spunem ce gătim noi astăzi, afară a fost un pic ploaie și, eu știu, un pic frig, și iată, ne-am îndemnat cu o țuică, nu? De prună, de vechi, prună. Bătrână. Bătrână, e galbenă, a se observa și ținută, a fost ea într-un butoi de dud, da. Calm, așa în timp, și iată, ne-am și pus un pic în păhărele, hai să dăm noroc. Doamne ajută, bine ați venit! Doamne ajută, mă bucur că ne-am întâlnit. Cu mare și drag. Doamne ajută! Bun, hai să spunem ce gătim. În primul rând, hai să luăm cu ciorba. Să luăm cu ciorba. De fapt, e o ciorbă specială, spune. E o ciorbă specială, vom face un storceac de sturgeon. Avem trei piese aici. Avem o cegă albă și o cegă normală. De fapt, sunt două albe și una neagră. Cegă albă este foarte rară, este o cegă, un sturion foarte bun la gust și pentru icrele ei. Sunt cele mai scumpe icre de pe piață. Și vom făuri un storceac după rețeta lipoveneană. Am reușit să fur așa din secretele lor și o să facem o ciorbă extraordinară astăzi. Sperăm să vă placă din tot sufletul. Sigur, e altfel decât ciorba normală de pește, pentru că este dreasă cu smântână. Sunt mai multe lucruri care se pun, dar le veți afla pas cu pas, așa că rămâneți cu noi. Și Dodo, după cum îl știți, fiind și vânător... Pe partea mea de vânătoare. Da, e chiar vânător și recunoscut. A scos din congelator, hai să spunem că nu e prins chiar acum. N-avem vânător. Cum, n-avem cum. N-avem cum. N-avem cum. Avem aici... O trufan, da? Da. Vine să o pupi. O bucată de carne de mistreț. Da, vedeți, se și vede că nu este de porc normal. Puteam să-i păcălim pe telespectatori. Nu, 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 nu. Dar nu se face. Nu facem. Nu se face. Nu mințim poporul cu televizorul. Nu mințim, deși se întâmplă. Să și vede că e congelat, am lăsat-o de anume, dar este atât cât trebuie frezandat. Acolo avem un cârnat de vânat. De vânat, e unul de o culoare și unul de o culoare. Probabil nu, după cum, după cum, nu, după cum a picat la scurs grăsimea în el. E același cârnat, da? Numai că dacă ne pui la neafumătoare, se lasă, când dă căldura în el, se lasă în membrană, se lasă grăsimea din el. Ce aromă are? Foarte hai să bun. Spunem ce faci tu, măcar așa, ca să-i prindem pe telespectator. O să fac o, cum spunem noi, o tocană, așa, o tocăniță cu sos, da, roșu, da? Da? Da. Pulpă de mistreț, un cârnat afumat, cu un pic de șuncă băgat în aia, roșii în bulion, ceapă, usturoi, verdeață, care aia înnobilează cel mai bine gustul, mămăliguță, un pahar de vin roșu, da. Este o delicatesă. Ceva la ceaun cu legume, cu cârnați, o să vedeți la timpul potrivit. Apropo de diferența între tocan, tocană, tocăniță, e în funcție de regiune. Și de zonă, exact. Da, da, exact. Da. Pentru că tocănița este clar oltenească, e cu sos, cu sos de roșii. Tocanul, după cum știți, este de oaie, nu se exact. Pune niciun fel de ingredient. E în sucul propriu. În sucul propriu. Și tocana e aproape ca tocănița, numai că sunt câteva lucruri. Nu avem timp să vi le explicăm chiar acum. Da, o să tăiem carnea, o să ne apucăm de treabă. Mircea are o muncă mai laborioasă, să zicem așa, pentru că o să vedeți acest sturion. Haideți că nu rezist să nu vi-l arăt și pe partea asta la altă, iată. Adică nu vă mințim, nu e de plastic, iată, chiar e pește normal. Bun, ne apucăm de treabă și mai vorbim după. Corect. O să și cântăm astăzi. Sigur că da, cu mare drag. Thank you.
Hai să vedem. Facem, așa cum am spus, la ceaun, mistrez cu cârnați, cu de toate, un fel de tocană. Tocană. Da. Tocană. Tocăniță. Da. E un, cum să spune, un preparat deosebit de gustos și clar, pentru că folosim carne de vânat și cârnați la fel. Multă ceapă, în primul rând. Da. Ceapă care se călește. Da. Ce mai facem după? Prima dată vreau să topesc în untură un pic de șuncă. Hai să arătăm la prietenii noștri șunca afumată. Da, să-mi lasă un pic de afumătură așa. Dar lasă, cum se spune, o untură aromată, exact, de la afumat. Exact. Bun. O punem acolo în ceaun. Lângă, vedeți, este oala în care o să facă Mircea ciorbă. Și mai avem și niște unturi topite acolo. Am pus untura. Să-mi iau paleta. Se topește. Am luat paletuța. O să punem imediat ceapa la călit, după care venim cu bucățile deja tăiate mărunt și le călim împreună cu ceapa. Am zis când ceva rău? Nu, când se cristalizează un pic ceapa, aruncăm și cărnița. Să prindem gusturile de ceapă, da, să-și aromă, după care... Venim cu legumele celelalte? Da. Nu o să pun legume multe, pentru că eu am suc de roșii. La asta nu trebuie decât ceapă. Da. Aici avem sosul nostru făcut... Un sos de roșii pe care are l-aș și morcov, are și ardei în el, este extraordinar de bun. Deci un sos preparat special, exact, pentru... în casă. Cine care nu-l aveți, puteți scoate sosul ăsta din roșii, din ardei. Dar eu, ca să simplific lucrurile și avându-l foarte bun pus de noi, de astea toamnă, din roșiile noastre, din grădină, da? O, doar cu ceapa o ajut puțin ca să-mi dea mai multă dulceață la carnea de mistreț și să-i nobileze gustul. Da? Are și cimbru, are de toate? Cimbru o să punem noi, dacă trebuie. Mai adăugăm, punem. Da. Da, da. Bun, vedeți că e o cantitate apreciabilă de sos. Pentru că merge cu mămăliga foarte bine. Da. Și mai... Roșul ăsta intens vine de la ardei, atenție. Exact. Da? Bun, lăsăm ușor la fier, pentru că îi trebuie ceva timp. Carnea trebuie să se nebușească bine, să rupă firicele așa. Da? Da? Și o carne de vânat care merge mai merge bine. Merge foarte bine. O să lăsăm la năbușit cu ceapa, cu vin roșu. Da, o să punem și vin roșu. O să fiarbă întină, după care aruncăm sosul pe ultimul, să nu întărească, să nu întărească carnea, că nu pun la început. Trebuie să fiarbă bine carnea. Da? Și potrivit sucul de sare. Exact. Da? Iar și usturoi. Usturoi, da. Cel mai important ingredient în toată nebunia, să vedeți că este leușteanul ultima oară, este care nobilează gustul și dă o aromă excepțională. Dodo folosește leuștean peste tot, chiar și la saramura. Ți-am spus că dacă aș putea să fac un parfum de leuștean, să dau cu el așa la gât. Deodorant, cum ar veni, ar fi perfect. Bun, punem și un pic de vin sec în el? Vin roșu, da, eu l-am spus. Da? Vin, da. Vin care să frăgezească carnea de vânat. Mergem către Mircea. Iată. După cum vedeți, a porționat o cegă albă și una neagră. O să continuăm și cu a treia, ca să avem marfă pentru un stoc. Pentru că înainte de a face ciorba, cozile și cu căpățânile, voi face un stoc. Scoate de acolo și... Stoc deci, înseamnă o supă mai groasă, mai densă. În care vom face celălalt preparat. Da. Cățile pe care le-am tranșat acum vor veni tăiate în 3, în 4, cât a luat odată în lingură. Deci la storceac este o regulă. Peștele trebuie să-l poți lua odată în lingură. Da. Nu are oase, nu are niciun fel de altă problemă decât o lie odată în lingură, ca pe o bucățică de cartof sau ca pe legume. Da. Ca să înțelegem de la început, zarzavaturile de ciorbă le călești? Le vom căli puțin înainte de a le pune. Ceapa și ceapa, ardeiul, zelină, pătrunjel, puțin păstrat. Se ia gust, adică e o chestie foarte interesantă. Amplifică foarte mult gustul legumei. Gust, da. Dă o savoare. Sigur. Deci le vom căli înainte de a le pune în stoc. Da. Vom adăuga apoi toate în oala în care am făcut stocul. Și la sfârșit, cu 10 minute înainte, vom adăuga peștele, pentru că nu-i trebuie mult, 10 minute. Așteptăm un pic până cântă totul, da? Dar întâi trebuie să muncească și exact. După aia să cânte. Exact.
prăjit un pic șunculița, vedeți acolo că s-au uite ce frumos arată. Făcut micuțe bucățile, da? Lăsăm un pic ceapa să schimbe culoarea, nu? Dodo. Un pic. O cristalizăm, după care arunc imediat cărnița. Da. Nu trebuie. Bun. Să nu vă gândiți că e multă grăsime acolo, pentru că e și multă carne. Nu, pe mi-am soarbe carnea mea de vânat. Da. Mistrețul nu are grăsime ca un porc de țară, da? Și atunci normal că eu trebuie să aduc surplusul să-și hidrateze, să-și facă tot ce trebuie. Și frăgezește. Se o face, mai ales în ultură de porc, este excepțional. Da? Uite, de acolo e gustul. Am cristalizat-o puțin, da? Acum aruncăm imediat, nu lăsăm să se prăjească, pentru că nu avem nevoie de prăjeală. Tăiată nu prea mărunt. Generos așa, generos. Generos să fie bucăți. Să rămână, să te simți fericit când prinzi o bucată, nu să alegi cu trotineta pe ea. Și lăsăm și toată carnea să se împreuneze cumva cu ceapa cărnită. Să schimbe un pic culoarea și carnea. Da. N-ai pus tot de pe tavă. Mai lași. Nu, ăsta e cârnăciorul. Cârnatul trebuie pus mai încolo. Cârnatul las mai târziu pentru că prin fierbere, prin tot ce se întâmplă, îl dezintegrează. Se poate fărâma, sigur. Da. Deci lăsăm așa cum am zis. Punem un pic de apă. Sau și vin, nu? O să-i arunc un pic de vin roșu aici. Dar îl lasă 5 minute să-și ia, să salbească în ceapa asta călită și în untură. După care îi dăm un pic de vin roșu și apoi aruncăm apă peste el din belșug. Vin roșu fie... să nu pui prea mult, pentru că am văzut că nu prea ai anul ăsta. Nu s-a făcut. Nu prea s-a făcut. Da, bucățelele de sturion se taie cât a luat lingura odată. Așa se vor face bucățelele, le vom spăla bine cu apă rece apoi și aceste bucățele le vom adăuga cu 10 minute înainte de a se finaliza preparatul nostru. Vedeți, e marmorată carnea de grăsime aceasta, care are un gust deosebit, e specific sturionului. Miroase a carnea de vânat, dar miros specific a pantalaj. Da, am postiat, păcat că nu se simte mirosul la televizor. Da, și așa, punem un vin, să zicem un pelin, căpșunică. E un vin căpșunică, dar nu știu de aici, din zonă. Da, un hibrid, dar și e acum, un vin sec. Da, acum lăsăm în tigna aici. Să-i pun și un capac, să poată să facă infuzia bine. Și pierde încet, așa. După care o să venim sigur... Asta nu-i pun în grabă. Dacă îl gătești în grabă, nu te apuca de el. Tocana este o mâncare care poate să se iasă foarte prost. Exact. Sau excelentă. Îi trebuie timp, de acolo. Cum zicem noi în Gorj... Lucru bun la 9 luni, vorba bătrâni. Da, cum se zice în Gorj, slow cooking. Lucru cel mai important la storceac e această supă. Supă care o vom face ca fiind înaintea ciorbei. Deci zeama aceasta, vom pune căpățânile. Căpățânile care lasă gelatina. Vor foarte bine gelatină și aromă. Da. Și apoi vom scoate căpățânile de acolo și în zeama rezultată vom folosi legumele, pește. Tot legumele o să aibă mai mult timp de a se fierbe, pentru că peștele imediat se face. Peștele la sfârșit. Da. Și o să-l dăm oceanului, cum spun eu, acest pește. Aici se greșește de multe ori la ciorba de pește, în special la storceac. Nu se face această supă. Da, am făcut stocul, am scos de acolo tot ce era de scos. Așa. Am celit un pic legumele, le-am înăbușit ca să iau un gust aparte. Vom adăuga peste stoc legumele, apoi vom pune și cartofii, pentru că și lor le trebuie un pic de timp de fiert. Da. Și vom adăuga sturionul.
Și apoi vom lege această minunată ciocă. Să spunem încă de pe acum cum am făcut această dresură, că poate această dresură, da, acest dres este realizată cu smântână de gătit, cu puțin oțet, zeamă de lămâie, usturoi, da, da, și gălbenușe de ou. Gălbenușe cât ai pus aici? Am pus 10, că a fost găinile mici și a fost cam ieșite cam slabe din iarnă. Da, da, da. 6, 8 gălbenușe dacă sunt mari, 10 pentru o cantitate mai mare. Da, sigur. 10, dar numai gălbenușe. Dressing-ul ăsta e de valoarea. Îi dă valoarea și leagă absolut tot. Da, bineînțeles, și gustul destul. Și apoi, bineînțeles, vedeți. O să vedeți pas cu pas cum se întâmplă treaba. Lăsăm acum mai fierbă puțin, da, da, așa gustul, după care o să punem usturoiul și verdeața. Am ajuns la momentul în care vom drege acest storceac, da? Un procedat clasic, se va adăuga în bolul cu preparatul pe care l-am făcut ciorbă caldă, ca să nu se brânzească compoziția. Nu un pic cu temperatura. Smântâna și cu ce am pus noi cu gălbenușele trebuie să treacă la temperatura ciorbei treptat, nu brusc, atunci se brânzește. Am obținut fix textura torceagului nostru. Seamănă un pic cu ciorba de burtă, dacă stați și vă gândiți bine. Faptul că e cu gălbenuș, cu smântână, cu usturoi, pentru că am adăugat și usturoi. Iată, ne-am încins de la focul din spate după cât am gătit astăzi. Da, a fost frumos. Storceagul de cegă trebuie neapărat să gust. Da, hai să vedem. Nemaipomenit. Și o spun sincer, sincer, e extraordinar. Să vedem și tocana de mistreț. Ia un pic de sos. Așteptați un pic după mine. Foarte, foarte bun. Mulțumim, Dodu. Doruță. Hai să vedem. Încă o dată, mulțumesc. Șterge ca pica sub bărbiță. Sub bărbiță, așa, că aia e frumusețea. Gata, așa, e, da. Să trăiești. Da, Mircea Moș, îți mulțumesc din suflet că ai fost lângă mine astăzi. Doamne, da, și lângă Doru, lângă echipa noastră la TVR Craiova, care de fiecare dată ne fac emisiuni extraordinare. Doruță, mulțumesc. Mulțumim. La toată echipa TVR Craiova. Bine ați venit. Și ca să... Pe final vă fac și o melodie așa, ca să fie pentru toți telespectatorii noștri care ne iubesc și ne prețuiesc. Așa e și promis. Școama bălan, fă-mă tânăr cum era, măi. Hai, hai, foaie verde, maghiran, pupața, școama bălan, fă-mă tânăr cum era, măi. Cum
miram în viarba mea mâi, zburancașul torturea-mă. Cum eram în viarba mea mâi, zburancașul torturea-mă. Hai, hai, și zburam din creangă în creangă ca o pasăre pribeagă, nimeni n-avea ce să-mi facă. Hai, hai, și zburam din creangă în creangă ca o pasăre pribeagă, nimeni n-avea ce să-mi facă. Dar un hoț de vânător, măi, cu părul cam gălbior, mă, rupsă trei fire de păr, mă, și făcut un lățișor, mă.